duce foarte bine la îndeplinire planurile de luptă. Va fi un meci foarte interesant. Sunt curios cine va forța primul, sunt curios cine va încerca să își impună stilul. Extrem de puternic pe brațe Răzvan Penchi. Ne amintim de knockout-ul pe care l-a dat în precedenta gală Flash la Brașov lui Lucian Danilencu. Foarte tare pe brațe Penchi. La fel cum Răzvan Ghiță este foarte tare pe tehnica de picior. Bună directă. Și interesant și faptul că amândoi anticipau că nu se va termina în trei reprize. Foarte tare luptele lui Benche. Aștepta momentul ăsta Benche. A așteptat să încaseze primele lovituri, să vadă forța lui Ghiță și apoi a explodat. Excelent se apără Benche. Lovituri frontale, piciorul sus atunci când încearcă să dea low kick Ghiță. Încă un croșeu tare de stânga și o dreaptă în fipta lui Benche. În vreme ce Răzvan Ghiță se deplasează foarte mult, schimbă direcțiile, caută unghiuri, este foarte greu de prevăzut acțiunea și de asta Benche găsească soluția cea mai bună și anume o lovitură frontală. De data asta da sub centură, dar ideea era clară. Da, Benche se apără bine cu loviturile astea frontale. Și-și caută zona pentru loviturile sale de braț. Lovitura frontală de picior pare să fie arma sa principală din punct de vedere defensiv. Ratează lovitura înaltă, Ghiță! Cred că începe să se precipită un pic Răzvan Ghiță. Prima lovitură și de braț, de picior și pentru Răzvan Benche. Două croșete tare al lui Benche după o combinație frumoasă a lui Ghiță. L-auzeam pe Ciprian Sora strigând să pună și picior după loviturile de braț. Tare de tot la corp și apoi cu stânga sus. Iar rândul lui Ghiță să lovească foarte bine. N-a căzut din lovitură. Nu, a pus pasul foarte bine înainte Benche și a intrat sub lovitură, l-a ridicat un pic și l-a așezat. Foarte inteligent modul în care a abordat până acum meciul Benche. Și e incomod, foarte incomod pentru Ghiță. A stat pe contră și a încercat să-și pună în valoare calitățile fizice, forța loviturilor. Cade, dar din nou ca urmarea unei ciocniri. Lovitură bună, dar parată de Benche. El primește din nou cu o lovitură de picior frontală. Pe coaste a fost asta. N-a avut nicio lovitură clară la cap. Primește Ghiță o lovitură. Iarăși lovește Benche frumos pe revenire, croșeul de stânga, Ghiță a scăpat ca prin minune de croșeul acela, vine și el aproape și lovește foarte frumos. Lovitura asta de genunchi cred că l-a prins pe Benche, știe Benche să-l oprească exact când ridică picioarele Daniel Ghiță. Ultimele secunde de pauză, o repriză anteia extrem de interesantă, zic eu câștigată de Benche. Da, asta în condițiile în care Ghiță s-a mișcat foarte mult, a lovit din diferite unghiuri, a căutat combinații, dar nu i-a ieșit chiar așa cum s-ar fi dorit. Nu, să știi că pe mine unul mă surprinde tactica lui Benche. Și senzația mea este că îl surprinde foarte tare și pe Răzvan Ghiță. Nu l-a lăsat să-și pună în valoare tehnica de picioare pe Ghiță. Iar în urma asta trebuia să facă. Îl blochează tot timpul când ridică piciorul pentru lovituri înalte, iar apoi vine aproape și lovește foarte tare cu brațele. Benche a recepționat doar 2-3 lovituri în zona coastelor, lovituri de picior. În rest, mai nimic, la cap nimic. Și a lovit foarte puțin Ghiță cu picioarele pentru că sunt extrem de enervante pentru el aceste lovituri frontale care îl întâmpină în permanență Benche. Sunt date pe timing, sunt date exact, sunt contre. Sunt date exact pe mișcare, se folosește piciorul din față, exact cum se folosește jabul. Iar Benche lucrează foarte bine la acest punct de vedere. Îți oprește pur și simplu deplasarea. Foarte tare dreapta lui Benche, lovește și Ghiță tare. Trei lovituri, cel puțin, clare încasate. Una pe coaste și două la cap. Ce brațe are Benche, incredibil. Lovește la corp dreapta, apoi încearcă să ridice la cap croșeul de stânga. Nu-mi dau seama de ce Ghiță nu lovește mai multe low kick-uri. Pentru că în zona i-ar tăia un pic din deplasare lui Benche și l-ar opri din aceste lovituri foarte tare de braț.
Asta e lupta ce-i convine lui Benche. Ghiță, în schimb, rezistă foarte bine la lovituri. Cearcă lovitura de genunchi, foarte bine așezate brațele pentru că. Deja auzi în galeria de la Cluj, Ali Benche. Răzvan Ghiță zâmbește. Au fost tare loviturile, dar se pare că nu l-au afectat foarte tare. Sau vrea să-i arate lui Benche că nu l-au afectat. Încearcă să mascheze probabil. Uite, are același ritm de plecare, aceeași deplasare. Nu este afectat de lovituri. Deși pare un pic incredibil la cât de tare au fost și cât de multe au fost. A început să se apropie mai mult Ghiță. A cam uitat de lovitura aia frontală Benche de vreo 30 secunde. Pentru că deja au început să intre loviturile de braț, simte forța loviturilor de braț și încearcă să lovească. De altfel, Răzvan Ghiță îmi spunea în urmă cu vreo două săptămâni când am vorbit cu el că vrea să ducă meciul în ultima rundă. Că îl va aștepta pe Benche să obosească și abia atunci va încerca să forțeze. În orice caz, a început să recupereze din teren. Tare, stânga lui Ghiță, surprins Benche. Iar deja Răzvan Benche începe să fie obosit. Se vede. Mai sunt 10 secunde din această rundă. Hai să vedem ultima rundă a meciului. Aici totul devine interesant. Sunt curios cine este mai obosit, pentru că de aici deja vor apărea problemele. A doua jumătate a rundei, a doua i-a aparținut lui Răzvan Ghiță. A început să dea rateuri, Benche, a început să obosească. Se vede asta pe el. A stat foarte mult pe contra, a încercat să lovească tare. Cred, uite-l pe Ghiță cum și-a adaptat imediat lovitura de picior. A știut că Benche va încerca din nou acea frontală de stop și a schimbat lovitura înaltă într-o secerare. Ultima repriză, da? Frumos meciul. Judecător. Să vedem cât de repede s-a recuperat Răzvan Benche. Să vedem cât de proaspăt este în continuare Răzvan Ghiță. Sincer, mie mi se pare neașteptat de proaspăt Ghiță. Oh, ce tare a fost lovitura asta medie. Eu mă așteptam ca Ghiță să fie așa, pentru că el duce foarte mult ca sportiv. Are o rezistență extraordinară, rezistență de sportiv de 70 kg. Și asta este una dintre marile lui calități. Într-adevăr, a dat dovadă de o rezistență extraordinară. Dar zâmbetele pe care le arunca spre Benche și pe care continuă să le arunce nu sunt, cum am avut eu impresia, doar o mască. Nu, omul chiar nu rezistă, rezistă cu bine. Benche blochează foarte frumos, lovește de trei ori la corp. Cred că Răzvan Benche ar trebui să încerce la rândul său să prindă mai multe lovituri la corp, să eschiveze loviturile de picioare adversarului, să vină pe contra. Uite, vezi, lovitura frontală a lui Benche a dispărut cu totul. Insistă cu lovituri medii de picior Răzvan Ghiță. Simt că s-a instalat oboseala și instalându-se oboseala dispare planul tactic. Bună contra lui Benche. În schimb, Ghiță pare neatins. Iarăși croșeu bun al lui Benche. Începe să se miște mai mult Răzvan Benche decât a făcut-o la debutul rundei. Iar Răzvan Ghiță stă la rândul său pe contra, pe lovituri de braț. Foarte, foarte tare jabul lui Benche. Lovitura de genunchi a lui Ghiță, clinch.
foarte obosit Răzvan Benche, gura deschisă, prinde însă o dreaptă care sparge garda lui Ghiță, replica acestuia, lovitura de picior însă parată, vine cu geabul Ghiță. Lovitură înaltă, deja amândoi sunt sfârșiți. Foarte, foarte curios cum vor judeca arbitrii meciul ăsta, fiindcă e complicat. Foarte tare contra lui Benche. Face pasul înapoi, lasă pe Ghiță să lovească în gol. Ultimele 10 secunde. În mod normal, acum cineva ar trebui să forțeze. Cineva ar trebui să câștige meciul. Numai arbitru să nu fie la meciul ăsta. Așa e, să știi, tare complicat de luat o hotărâre la meciul ăsta. Cine știe, poate avem extra round. Așteptăm așadar decizia arbitrilor. Foarte frumos a fost meciul. De altfel, întreaga gală a arătat superb până în momentul de față. Așteptăm decizia. Învingător la puncte. Decizie 2-1. Colțul roșu, Răzvan Benche! Premiera va fi făcută de domnul Barry Den Haag din partea Liquid. Îl avem alături de noi pe Răzvan Benche. Răzvan, un meci foarte greu. Ne-ai promis că se încheie mai repede. Nu s-a putut. Da, este adevărat. Eu am încercat încă, precum am spus. Răzvan este un sportiv bun, pregătit tot timpul. Și știam că voi avea o luptă foarte grea, dar am sperat la un knockout. Însă, trebuie să mă mulțumesc. Și a rezistat, ce să zic. A fost tactic, a fost așa cum ți-ai dorit, adică ai reușit să-ți impui loviturile de braț. Și ce se întâmpla cu lovitura aceea de picior de întâmpinare? A mers doar în prima rândă, apoi a dispărut. Da, probabil am uitat să o folosesc din cauza. A memoria asta. Să-l aplaudăm pe Răzvan Benche! Răzvan, cum a fost un meci foarte greu? Ne spuneai că dacă reușești să treci de prima rundă cu el, vei câștiga. Ce s-a întâmplat? Nu am ascultat colțul și din tot asta am pierdut meciul. Te-a încurcat foarte mult cu lovitura aceea frontală de picior în primele două runde? Nu, chiar a fost lejeră. Să-l aplaudăm pe Răzvan! Și pe Răzvan pentru un meci absolut superb în această seară. Doamnelor și domnilor, Răzvan Benche și Răzvan Ghiță.